Biserica Ortodoxă Română din Cojouna, monument istoric, se află la o depărtare de 22 de kilometri de orașul Cluj-Napoca. Această biserică este situată în partea de nord a câmpiei Transilvaniei și are o vechime de peste 222 de ani. Cel din tâi document scris care amintește de localitatea Cojouna este abia din anul 1177, când Cojouna este menționată ca centru a comitelui Ștefan. În anul 1733, istoricul Iacob Elec confirmă acest lucru în lucrarea sa Istoria Clujului, unde ajunge la concluzia că Coloș Ahna este cel mai vechi oraș al comitatului, afirmând chiar că această localitate ar fi dat și denumirea de Coloșvar. În ceea ce privește viața creștinilor ortodoxi români de pe aceste meleaguri, putem spune că se pierde negura timpului și nu se poate vorbi de un moment al încreștinării lor. După retragerea aureliană din 271, meleagurile cojomnene nu au fost abandonate, iar în acest sens stau mărturie descoperirile arheologice din secolul al VI-lea și al VII-lea. Înfrângerea voievodului Gelu în secolul al X-lea a dus la schimbări majore pe teritoriul Cojognei, astfel că învingătorii unguri s-au așezat lângă Ogne, iar învinșii români s-au mutat pe deal, configurație care se păstrează și în ziua de astăzi. Având în vedere că maghiarii au datări ale bisericii lor din anul 1009, după Hristos, și că ei atunci când au venit în Cojouna au găsit autohtoni despre care nu se spune că ar fi păgân sau că ar trebui încreștinați, putem afirma, fără să greșim, că românii din Cojouna erau deja creștini. Astfel putem să dăm credibilitate legendelor și povestirilor din bătrâni că în Pădurice s-a aflat o biserică din lemn de gorun adus din pădurea Hrastului, care ar putea să dateze din secolul al XI-lea, secolul al XII-lea. O altă biserică a fost construită pe deal în apropiere de Ulița Mare, dar nu se știe anul construirii ei, decât că în anul 1705 a ajuns într-un stadiu avansat de degradare. În acest context, românii își construiesc o nouă biserică din lemn între anii 1716-1717, care va fi încredințată creștinilor greco-catolici definitiv în anul 1773. Românii ortodoxi din Cojouna au rămas fără biserică și în acest context s-au adunat timp de mai bine de 20 de ani în case ale oamenilor din Șemnic. Actuala biserică de lemn, monument istoric cu hramul intrarea în Biserica Maicii Domnului, din localitatea Cojouna, protopopiatul Cluj 1, județul Cluj, a fost construită între 6 decembrie 1794, când s-au făcut cele din tâi demersuri pentru strângerea de fonduri, și vara anului 1796, când lucrările efective s-au finalizat. Biserica are formă de navă, fiind construită din bâtne de lemn de brad, îmbinate în cheotoare dreaptă și coadă de rândunică, care au fost așezate pe o fundație de piatră, fiind acoperită cu șindrilă. Accesul în biserică se făcea prin pronaos, însă nu din partea de apus, ci din partea laterală sudică. Biserica a fost construită numai din jertfelnicia celor 153 de familii ortodoxe din Cojouna, în frunte cu preotul Ioan Bojan, îndemnați de protopopul de atunci Ioan Saroș, pe terenul donat în acest sens de Sofronia Sâncrăian încă din anul 1772. În anul 1767, episcopul Dionisie Novakovici, după hirotonia preotului Ioan Bojan, dăruiește comunității ortodoxe cojomnene antiminsul care consemnează cu litere chirilice următorul hram, intrarea în biserică din Cojouna. Biserica urma să slujească necesităților spirituale ale cojomnenilor ortodoxi, astfel că dimensiunile ei sunt în concordanță cu realitatea de atunci. Pronaosul și naosul au forma unui dreptunghi care are o lungime de 13,50 metri în exterior, la care se adaugă spre răsărit altarul, care are formă poligonală, având un număr de 5 laturi.
Delimitarea dintre pronaos și naos se făcea printr-un perete despărțitor cu o deschidere în mijloc. Delimitarea dintre naos și altar se face prin intermediul unui iconostas simplu compus din ușile împărătești și două intrări laterale fără uși, ele fiind despărțite de pereții pe care erau puse icoane. Bolta cilindrică sprijinită pe un brâu aflat deasupra pereților lateral se îmbină sus pe o grindă centrală dintr-o singură bucată de la altar la turn. În partea de miază zi se află, de-a lungul pronaosului și a naosului, în pridvor de 1,5 metri, iar de la vechea ușă se află o bârnă din lemn de plop adus din Mureș, lungă de 10 metri și lată de 50 de centimetri. În momentul de față se fac demersuri pentru restaurarea bisericii pe fonduri norvegene, nădăjduind ca în anul viitor sau peste 2 ani de zile să reușim să demarăm aceste lucruri.